Anza! Am emoții, îți promit. Ce emoții? Emoții că ce? Ne-am inundat casa. Cine face baie? Baie? Hai! Mamă, ce baie o să faci, tati, astăzi? Tare rău! Bine v-am găsit la un nou vlog! Astăzi o să facem cea mai specială baie care îmi dă mie în cap. Mi-a rămas niște gheață carbonică de la niște filmări cu Planeta Veselă. Și la ce m-am gândit? Să fac o baie lui Anza și să bag gheața ce-a mai rămas fix aici, în cadă. Iar vrei să dai pup? Iar vrei să dai pup? Nu, aoleu. Tati, hai, fai, facem și focul. Bam! Bam! Hai, vrei să-mi dai pusii lui mami? Cum? Hai că nu se înțelege acolo, dar... Ce-i acolo? În fine, da. Sunt câteva kilograme. Vreo 3-4 kilograme, sunt sigur. Hai, dă pusii. Dă pusii, Anza. Dă pusii. Dă pusii. Auzi, poftiți? Prosnește, prosnește! Cu ce ne aștepți? Mamă, ce bine miroase ce-ai gătit aici! Da. Eva, hai! Hai că e party aici! Salut, vlog! Aici! Așa! Ajut, ajut! Ia uite ce costum! Iat! Băiat, vezi ce costum frumos are tati? N-ai cerut decență? Wow, dar e deja... Focul, da! Un surfer direct! Îți spun ce e costumul de baie! Baie! Yeah. Este trandafirii de ieri! Pune-le și trandafiri ca să fie romantic! Vezi că așa au glumit și părinții noștri când eram micuți. Serios? Părinții mei și părinții ei s-au întâlnit pe stradă. Eu eram mai mare cu 2 ani ca ea, în cărucior, știi, așa, și auzi, ce zici, poate ai noștri? Da, da. Ce glumă. Iată. Ei, acum Eva e mai mare cu cât, un an jumate. Da. Adevărul e că mi-ar plăcea să fim cuscri, să am niște cuscri așa cool. Băi, dar cine se mută? Noi la Codlea sau voi la Constanța? Cred că pe sezoane. Da, e perfect. Exact, pe sezoane, 6 luni la noi, 6 luni la voi. Ei se mută la București și știi, băi, iarna mergem la ai tăi, vara la ai mei. Da, exact. Că e prea lungă gluma asta. Nu, testam dacă punem mâna pe gheața aia cât timp e de acolo, dacă e ceva, dar nu pățești nimic. Uite. Stai, hai, uite să filmezi asta. Vezi? Am pus de test una. Mami, arde acolo, nu poți să pui mâna pe gheață. Mamă, zici, dacă nu deschidem ușa la baie, de seama cum se face aici. Se ridică fumul până la jumate, cred, da? Wow! Sunteți pregătiți să redecorați și să renovați baia? Pe bune? Nu știu, o să facă mult tabur. E gen? Oricum o să uite, stai să pun. Stai puțin că trebuie. E rece ăla, a? E rece ăsta, uite, a înghețat ăsta. Ia să punem limba de în care... Nu. Hai. Wow, ce culori! Ce frumos! Mamă. Ce a ieșit aici? Mamă! Ce? Mamă, ce fiinde e! Wow! Mai, Paul! Ia! Paul, dacă ajunge la vecini! Nu știu. Ține. Mamă. Wow. Wow. Mamă, ce e aici, mare. Vali, dacă te inundăm, te rog să ne ieși. Ia uite. Gata, baie. Mamă, nu mai. Ia. Hai să deschidem pasul. Mamă, mamă. Ia. Paul, te deși în cap. Ia, stai. Ăștia au făcut experiment de casa noastră, iubi! Mamă, fierbe cada! Doamne, nu pot să cred, iubi! Da, am emoții, îți iubit! Ce-am făcut? Cred că ne-a jucat cu focul. Urmează dansul mirilor cumva, ia uite! S-a închis ușa. Stai să deschidem ușa.
Anza! Am emoții, îți promit. Ce emoții? Că emoții că ce? Ne-am inundat casa, simt. Dar nu, simt. nu e. Îți place? Ce baie ți-a făcut tati? Cea mai bună baie. Mamă, dar cât de tare se vede. Da. Chiar că zici și că e într-un cazan din ăla care îl pierde. Ia uite, de să bagi în gură, e ok? Ce-a băgat în gură? Abur, vrea să-mi... A, nu are nimic. Abur nu are nimic, nu, bucată de aia de gheață m-a speriat. Ce faci, tati? E așa un pic. Hai, scoate mopurile. Hai să sunăm pe tanti Niculina. Îți place, Amza? Mama. Așa, așa. Mama, știi că aburul ăsta e cald aici? Da. E un fel de saună cu aburi. Wow! Wow! Nu se mai prea aude. Păi da, da. Gata, s-a consumat. Opa! Stai să te scuturăm? E unde? Așa, mai e apă? Mai e? Hai să papi. Haide. Stai. Stai așa, stai. Stai un pic. Stai. Stai că trebuie să-l aduc să pape. Ia uite-l, mă. Ascult, ia uite-l. Gata, bai. Chiar în generația noastră e greu să găsești pe cineva cu numele Sara. Mai că nu știu, a fost, da, a e fost inspirația adevărat. Mei, mă mir. Da. Au gândit în viitor, au fost vizionari. Nu mă, că suna urât, da, mă, Paul glumesc. Popescu, știi? Paul era Popescu. P-p, așa, nu prea așa. Da. Dar Adrian Popescu e mai... Da. Eu, din câte știu, trebuia să mă fi chemat și... nu și, trebuia să mă fi chemat George. Eu, nu. N-ai față de George. N-am față. Nu știu, aș fi chiar curios, înainte să știți cum mă cheamă sau cum mă cheamă, de ce am față? Cam cum... Cam ce nume mi se pădrește față, știi? Și pe mine Viorica. Da, auzi, de ce George Viorica? Viorica? Nu, dar chiar mi se pare că mi s-ar fi potrivit. Da, dar Viorica se uită la noi acum și ne-a dat subscribe. Nu, Viorica e șmecher. De ce? Cum adică? Omul face numele, da. Omul. De fapt, da, exact, omul face numele. La Amza mai era vreo versiune, vreo variantă? La Amza mi-era super frică să nu iasă cu mustață și să-i miroasă gura ceapă. Deci era așa. Da. Nu, ideea că cu Amza a fost un pic de nume Sara și după ce am făcut certificatul de naștere încă nu era convinsă că ăsta ar trebui să fie numele. Papa! Sara, dă-i suc! Suc! Suc, suc! Mami, asta este suc, Sprite. Ela, voi tot suc îi dați? Da, da. Da, tot ăsta de la... Suc la sticlă. Da. Pa! 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 Da, mulțumim frumos că v-ați uitat încă o dată la noi până la sfârșitul acestui video și ne vedem data viitoare cu o nouă idee, cu alte vorbe, cu un alt loc. Nu știu, încerc să-mi adun ideile. Hai, vă salutăm pe toți! Pa, pa!